fericit. Acum ești fericit? Foarte fericit. Nu mai am nicio urmă de depresie. Dar cum? M-am trezit într-o dimineață fericit. Deci tu te-ai culcat depresie și dimineața... Exact. Testează-mă. Întreabă-mă de ceva ce a fost îngrozitor astăzi și să vezi că sunt foarte fericit. Din felul în care vorbesc. Da. De fapt, nu a fost nimic îngrozitor, pentru că sunt foarte fericit. Totul mi s-a părut minunat. Cu el vrei să începem. Domnul Hucalu. Here we go. Într-adevăr, face sens. Deci a venit cu calul, pentru că e calul lui. Eu sunt convins că are și unghieră, dar n-a venit cu unghiera. Nu fie unghiera lui. Deci a venit cu calul, fizic. Frig, e mor! A venit cu calul tocmai de acolo, pe cal, călare, până în București. A, deci el a străbătut țara? Ei, nu. Cum a venit cu calul? Du-te, bă, de aici, băia, bă, v-ați găsit prostul, a venit, bă, dracu, cu calul. A venit el în februarie cu calul, din nordul țării. Hai la cal, nu, bă, ce cal? Nu la cal. Nu vreau să văd concurenții. Mamă, să vezi calul, nu concurează. Concurează? Bă, da. Calul a venit de la Botoșan, frate. Eu nu concurează calul, că vezi doar intră calul. Intră pe scenă? Nu. Da, hai, vino să-l vezi. Pe scenă nu intră, mă. Hai, mă, Marinescu. Calul e concurent, Alexandru. Există niște reguli aici. Eu tu? Calul de fapt? Zice lumea că da. Mă duc să văd dacă... Te rog. Mai are baterii? Oho, îi încărcăm, băgăm la 30. Cum o să văd care ești pe la fel. Mă bazez pe tine. Hai. Următorul număr, șeriful. Șeriful interstelar. Va fi ceva foarte rău. Da. Vedeam mușcă, oare mă? Nu mușcă, mă! Auzi? Mușcă? Da. Uite, acum ar merge așa, un țiprocu. Să simt și eu că trăiesc. Bă, ce-mi place, că astăzi simt o energie comună. Cumva suntem toți pe aceeași frecvență. Da. Adică, ori un număr genial, ori un țiproc. Adică nu... M-a framântă talentul, domnișoară. Să spune că noaptea e un bun sfetnic și atunci când nu dormi, tot te gândești la ce ai putea face. În viață trebuie să le încerci cât mai multe sau chiar aproape pe toate, dacă se poate. Grele încercări, mă, supunit. Nu pot merge la cu mine să o înveți pe nevastă-mea să facă niște scheme de astea? No, păi de asta cred că să marită fetele greu la București. Păi dacă știu tot, păi cum așa? Domnul, ce zice stă calul ăsta? Nu-i pot număra din ce zi. Aici? Aici? Eu n-am nici grabă, nici întârziere. La noi să spunem felul următor. Când mergi la moară, n-ai de ce te grăbi. Eu azi sunt la moară. Aoleu, ce mi-ai dat una! Când e locul, atunci intrăm. Ia, ia, ia. Aplauze! Aplauze! Degețelul sus. Mă permit în scenă, da? Cum să nu? Cum să nu? Vă așteptăm să vedem ce faceți. Doamnelor și domnilor, să-l primim cu aplauze pe Andruș Daniel! Aoleu, folclor! Hai! Suntem la petrecere! Bună seara! Bună seara! Ne dă cadouri, fii atent, ne dă cadouri. Nu, dacă n-au părut alea, mă. Băi, nebii, bă, când trec pe aici, nu le au. M-a priniți? Dar cum să nu? Am adus ceva de la noi, de acasă, pentru a vă aminti. În primul și în primul rând, v-am adus o oarecare ilustrație, care e legată de tătuțul nostru, a țăranilor, propriu-zis, oaia și mândruța pe care trebuie să o găsiți. Dar acolo e un vițel, să știți. În poze un vițel. De la mine se vede oaie, poate la dumneavoastră altceva, să rămână. Ce simpatic. Noi toți cunoaștem pasiunea ciobanilor pentru oi. Era o vacă.
V-am adus ceva care reprezintă sarea în bucate din nordul județului, din comuna Copălău. Să zice că asta... Nu, eu salutam comuna. Mă gândeam că vine următorul concurent. Cum ar fi fost? În timp ce e usturoiul, să mai facem noi trei. Să zice că păzește de multe rele. Usturoiul. Fain. Dar și, să știți că și eu am mai văzut usturoi, adică vi l-ați prezentat. Este și aici la București? Da. Bine. Vrei să spun, Alexandra, pe bune? Că mi se strepezesc dinții când văd ceva folcloric, că vine într-o zonă folclorică, pentru că în proporție de 99,9% este ceva foarte, foarte plictisitor și foarte lung. Asta este o chestiune făcută manual. Este o geantă, nu? Este o... Noi zicem ștraiță. Ștraiță, mă, ștraiță. Mare română, mulțumim frumos. Scuzați lâna. Când am văzut că începe și cu cadourile, am avut niște reminiscențe dintre astea care au ieșit ca niște artificii, cu crucea dracului și cu alte astfel de momente care au intrat în istoria televiziunii de aici, dar nu numai. Crucea dracului, ce și mondiale. Ceva, deci numărul ăla cu crucea dracului, eu sunt convins că oamenii își amintesc acel moment. La mine aveți cam același lucru. Doamna Delia, nu știu la dumneavoastră să vă spun că e emoție, că e... Ia, dați-mi că văd. Ia vedeți, aici vă pândeam când erați la plajă. Uite, aici văd o oiță și un... Dar să știți că asta e o oiță, dar asta e vacă. Eu ți-am zis că e vacă, dar nu mă lați. Lăsați-o așa, oița, cum vreți, creadă publicul că facem blat. Păi dar nu, dar ați făcut o nezooloagă, întotdeauna, adică e și o vacă. Tu vrei să nu-i vacă? Zâcania ta. E vaca cu vițelul, tu nu vezi, dacă un animal mai mic e lângă un animal mai mare, e clar că nu-i oaie, mă. Este vacă, este toată ziua vacă. Este vițelul. Genaro, oprește-te. Asta este vacă sau este oaie? Criticii de artă, ia poftim să vedem. E vacă. Asta e oaie sau e vacă? Nu, îți spun eu ce este. E oaie, mă. Ce este? Este un tăuraș care freacă o oaie. Iar fata se uită. Na, mulțumesc frumos, domnul Chela. Domnul Andruș Daniel, un domn de bun simț, venit din nordul țării, cu cadouri, cum ne place nou. E ceva natural făcut de mâna nevestii. Un singur lucru am de spus. Cadourile au fost sub orice critică. Mamă, suntem... Cum să-ți permiți să spui că vii din Ardeal și să-mi aduci poșirca aia să o beau? Adică cum? Mă simt disprețuit. Înainte, în principiu? Înainte să începeți numărul, întrebare. Soția mă dumneavoastră mă urăște din motive neelucidate sau producătorii acestei emisiuni mi-au pus jumate apă și au băut restul? Cumva soția a pus la pachet 2 kg de palincă, unul s-a terminat pe tren, a băut și calul. Adică chiar mi-ai îndoit țuica? Nici una, nici alta. M-am înțeles cu ea când am venit aici un singur lucru. Eu îi spun sentimentele mele pentru doamna Delia și tu spui-le domnul Chelo. Când ieșim vă dau numărul ei de telefon să vi le zică. Mi s-a părut lipsă de sinceritate. Să știi că numărul tău la Ai Umor se bazează pe mită și pe influențarea juriului și tu să vii cu poșirca. Păi dacă luam o gură de apă de foc dublu distilată sau triplu distilată din Ardeal, zâmbeam tot. Mi se micșora creierul ca la... nu știu, maimuța unecată. Deci... Da, toată stima, iubesc femeia, iubesc frumosul. A început numărul, mă, stai jos. A, a început? A început numărul? Nu știu. Da, vedem. Noi cu atât mai puțin, să știți, adică... Cadourile n-au fost echilibrate. Adică Chelo a primit o siglă de polincă din nu știu ce zonă, noi niște usturoi. Nu mi se pare fair. Nu aduce aici, de ce aduce asta aici? Păi tocmai nu aduce, că de ce aduce asta aici, că pute? Păi tocmai de-aia nu aduce aici. Păi trebuie să se întoarcă aici cu curentul. Noi nu-l mai primim, că n-a venit la noi cu nimic. Bine, ca să fiu mulțumit de cadouri, trebuie să mi-am dus lucruri folositoare. Da, aș putea să le iau acasă, dar nu prea fac chestii cu usturoi. Cred că era mai interesant dacă era o legătură de ceapă. Coco, ia vino, mă, fac, avem o combinație. Fii atent. Nu, că m-am băgat în ea. 1200, vino, pa. M-am băgat în ea. Mă, stai, mă, că miroasea brânză. Ia uite, mă, ce cool e ăsta, mă. M-au auzit Ben Dagman, nu fiți. Vreau să facem o înțelegere. Facem, domnule. Liniște acolo! Gura porcilor! Ia, domnul Coco, ia, du-te la Botoșani, hai! Cel mai autentic român, uite! E super, deci Grigorescu chiar a meritat să câștige aia, omorul. Du-te!